Cetatea de la Mălăiești este de fapt un ansamblu de monumente istorice aflate în satul cu același nume, Mălăiești, în comuna Sălașul de Sus. Specialiștii o descriu ca pe o cetate cu donjon și incintă inelară din piatră, la care au fost adăugate ulterior 4 turnuri poligonale. Ea ar fi fost ridicată de familia Sărăcini ca punct de observație, dar și apărare. Reprezentanții comunei Sălașul de Sus, dar și ai cetății, au participat la Târgul European al Castelelor, organizat la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Cetatea medievală de la Mălăiești este prima cetate medievală din România care a fost reabilitată aproape complet după 1989 în baza unui proiect cu finanțare europeană. Astăzi, cetatea adăpostește armuri, arme, scuturi și blazoane, inclusiv stema Corvinilor, întrucât legenda spune că familia Sărăcin era considerată de Ioan Corvin una dintre familiile cele mai de încredere. La Târgul European al Castelelor au participat și domnițele de la cetate, dar și edilul comunei. Astăzi ne întâlnim cu cetatea Mălăiești, care este o cetate medievală construită în jurul secolului XIV pentru noblii din comuna Sălașul de Sus și nu numai, care și ea are un festival. În 6 august e festivalul cetății Mălăiești, în care încercăm prin aceste lucruri să promovăm comuna Sălașul de Sus, să promovăm gospodăriile și cetățenii din comuna Sălașul de Sus, adică să poată să acceseze fonduri europene pentru unități de cazare, pentru puncte gastronomice și nu numai. Deci prin aceste festivaluri promovăm zona Sălașului și a țării Hațegului, că facem parte din țara Hațegului și din județul Hunedoara. Pe lângă faptul că suntem într-o stațiune turistică de interes local, comuna Sălașul de Sus se mândrește nu doar cu obiectivele turistice, ci și cu oamenii locului și avem aici două domnițe care ne ajută să promovăm cetatea și invităm toți turiștii să ne viziteze pentru că avem multe de oferit. Vizitând cetatea medievală Mălăiești, faceți o călătorie în trecut. Dacă v-ați dorit vreodată să vă întoarceți în trecut sau să încercați experiența unei mașini a timpului, puteți să vizitați cetatea pentru că este singurul turn donjon restaurat din țara Hațegului și vă dă posibilitatea aceasta de a experimenta viața nobililor și a domniților din urmă cu 600 de ani. Cetatea Mălăiești este susținută și promovată și de către parlamentari hunedoreni, la fel ca și celelalte obiective turistice din județ. Este un eveniment mult așteptat de hunedoreni și nu numai, pentru că aici avem bucuria să întâlnim români de pretutindeni. Este o zi frumoasă, a ajutat Dumnezeu să fie mulți turiști. E un lucru extraordinar că de aici, de la Hunedoara, începe promovarea frumuseților țărilor noastre și mă bucur foarte tare că mă aflu aici alături de aceste minunate domnițe. Reprezintă cetatea medievală Mălăiești, o investiție reabilitată prin fonduri europene într-o comună superbă la poalele munților Retezat, Sălașul de Sus, așa că așteptăm cât mai mulți vizitatori în județul Hunedoara, în România.